Foarte multe dosare făcute de Boriga și de Popescu și de finii lui. Aici e vorba de unul care îl cheamă Cioacă, a lucrat la noi, a fost muncitor, parmise, nu știu ce, sunetist ceva la radio. Și celălalt Boriga a lucrat și el la radio de. Și alunașului Popescu. Am foarte multe. Sigur, judecătoria Târgoviște este de partea lor. Doamna Luiza Spătaru este trup și suflet PDL. Da. Deciziile sunt incorrecte în ceea ce mă privește. Eu nu sunt judecat ca gazetar, sunt judecat ca un cetățean care vinde la sectorul de produse lactate sau de care vreți dumneavoastră. Nu se vede foarte clar că interesul meu este unul public. Iată ce spun cetățenii, iar eu ca gazetar și consilier trebuie să fiu de partea lor, să le dau un răspuns sau să le susțin opiniile. Și sunt amendat, sunt pus la zid, pur și simplu. Haideți să vă spun. O doamnă, Mihaela Toma, da, care înjudecă majoritatea proceselor, nu știu cum dracu calculatorul ăla de la așa numai judecătorie merge numai la doamna Toma, m-a pus să-i plătesc 120 de milioane de lei Boriga, pentru că la un moment dat am spus, nu știu, că stă prea mult cu basketul, că nu știu ce face, că am avut opinia asta. Da. Deci pentru opinia mea, rețineți, pentru nicio insultă, nici măcar tangentă cu insulta, pentru opinia mea, doamna Mihaela, pe vreo 40 de pagini, Mihaela Toma, spune că eu trebuie să fiu pus la zid. Eu nu sunt gazetar, nu sunt om politic, n-am protecție, nu am legi europene care să mă susține, eu am pe doamna Mihaela Toma, care spune asta trebuie să plătească. Doamnă, eu dau o treime din salariul meu, eu îl dau lui Boriga, că trebuie să știe lumea. Așa. O treime din salariul meu, eu dau lui Boriga. M-aș bucura ca el să aibă omenia și să o dea unor oameni săraci. Deci dacă ar da această treime din salariul meu unor oameni săraci, chit că doamna Mihaela Toma este PSD-istă, PD-listă, cum zice, PD-listă până în dinți. Am avut discuții și private cu ea la o vizionare. I-am spus, doamnă, și de ce mă alege numai pe mine? Doamnă, vă alege pe dumneavoastră pentru că le convin deciziile dumneavoastră. Dumneavoastră însă nu ați fost corectă cu mine. Nu ați fost corectă cu o meserie, cu o breaslă a jurnaliștilor. Adică am scos din codul penal insulta și calomnia și veniți dumneavoastră și mă puneți la zid pe opinii, că spun că oamenii ăștia nu fac bine ce fac, că spun la un moment dat că sunt neinstruiți și am și dovedit-o. Dacă vreți în materie de gramatică, de cultură, de ce vreți dumneavoastră? Am venit cu materiale acolo și am spus-o. N-am și totuși. Deci toată legislația europeană a folosit-o în defavoarea mea, deși ea a fost citată în favoarea gazetarilor și a politicienilor. Este foarte grav. Eu rog pe doamna Spătaru să mă condamne la moarte. Pentru că eu am opinii pentru cetățenii Târgoviștei. Sau că reprezint foarte multe opinii ale cetățenilor. Dânsa m-a condamnat la 10.000 de euro, doamne, 10.000 de euro, 10.000 de euro, fără să mă judece. Doamne, fără să mă vadă la ochi. Pentru că eu m-am dus la patronatul presiei în ziua în care trebuia să fiu audiat. Da. Și avocata mea, dintr-o eroare pe care a recunoscut-o în instanță, a spus că sunt la CNA. Dânsa a verificat, a văzut că nu sunt la CNA și a zis, domne, gata, e vinovat. Înseamnă că... Doamne, niște lucruri greu de acceptat. Eu nu știu cum ajung oamenii ăștia judecători. Doamne, poate să mă împuște, poate să mă lege, poate să mă aresteze. Sunt un om cinstit. În viața mea nu am primit un pachet de țigări până la vârsta asta. Ăștia sunt judecătorii? Doamna, asta e justiția în Târgoviște? Vii pentru un târgoviștean gazetar și îl execuți pur și simplu? Pentru că are opinii? Pentru că are opinie. Pentru că are o opinie? Pentru că spun că e neinstruit nu știu cine și o dovedesc cu probe? Doamnă, pentru că spun despre unul că se duce pe nu știu ce terase și îi place să o gumilească, un cuvânt pe care dicționarul nu l-are. Și pentru aia sunteți. Și pentru asta dau 10.000 de euro, doamnă. Păi noi trăim într-o țară de nebuni, chiar demisia acestor două judecătoare, public. Păi de asta? Mihaela Toma, doamnă Mihaela Toma, îi cer demisia public pentru că evident am fost nedreptățit, am fost dat afară din sală. Doamnă, în timpul judecății mi-a dat afară din sală și avocatul m-a dat și pe mine. Păi ce judecător este asta, doamnă? Fără să-i fi spus nimic. Doamnă, nu i-am spus nimic. Nimic. E consemnat acolo. Mi-a dat avocatul afară. Păi e posibil așa ceva? După aia m-a dat și pe mine afară. Zic, doamnă, eu nu, ce să mai zic eu dacă mi-ați dat avocatul afară? M-a adresat CSM-ului, va trebui să dau numele de dosare și le cer demisia. Acești oameni nu au ce căuta în justiție, doamnă. Asta nu e justiție ce fac. Ăsta este un sprijin dat evident Partidului Democrat Liberal și personal lui Florin Popescu și lui Boriga. N-are nicio legătură cu deontologia.
Nicio legătură cu deontologia lor. Cer demisia acestor două judecătoare. Care e problema mea? Nu am dreptul la opinia asta?